Zice aici, dragul meu amic mai tânăr, autograful lui Adolf Hitler, Der Führer, să se focalizeze, că e o raritate. Românii n-au mai văzut așa ceva și cu o stilizare a svasticii. Vrei să spun o treabă, dacă vrei să afli adevărul, da, de la un om care face parte din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European și din Comisia de Cultură și Educație. E un mare antisemitism în Parlamentul European, să știi. Eu sunt mielușel, eu sunt patriarh biblic, față de ce antisemitism este printre conservatorii britanici. Așteptăm. În tăcere. Ai emoții? Da, e primul președinte pe care l-am întâlnit. Dar nu e o piatră de un metru pătrat acolo, pusă de statul român. Acum, sigur că este subiectul care vă interesează pe dumneavoastră. Nu, dar vă întreb pe dumneavoastră, vorbesc... de ce nu, nu este? Știu că m-a întrebat. Eu spun că este subiectul care vă interesează pe dumneavoastră. Așa cum spuneam, ca șef de stat, eu am avut o ordine de priorități. N-am renunțat la ideea de a ajunge la regele Mihai. L-am văzut la Moscova, în formă bună, majestatea sa, deci eu cred că aș putea. Dar este ceva ce nu vreți să înțelegeți. Să vă mai spun o dată. Regele nu este istoric. El este istorie. Face istorie. Nu o povestește. Deci, acest lucru, dacă nu-l înțelegeți, nu ajunge nicăieri. Bun, eu haideți, încerc. Eu un lucru ce nu îl puteți forța, înțelegeți dumneavoastră, nu îl puteți forța să vă dea o părere despre ce s-a întâmplat la Odessa. Fiind contemporan, are și obligația morală să zică el ce știe despre ce s-a întâmplat atunci, nu? Înțelegeți? Da, eu înțeleg perfect, dar nu vorbim despre un om obișnuit care a fost în acea epocă și care dă o declarație. Vorbim de rege, care are un anumit statut, care nu face treaba asta. Astăzi nu. Eu una, dacă regele spune nu, e nu. Nu, eu am o nevoie, da, care este aceea de a obține un feedback pe tema Holocaustului, da, de la o populație care e total indiferentă. Totuși, ca un oficial român, doamna Andreescu, de ce nu poate să-mi dea un interviu? Pe o temă care e importantă, ziua cea mai întunecată din istoria modernă a României. Aveți diverse campanii, eu nu zic, sunt și ele importante pentru grăsimi, pentru consumul de alcool sau eu știu tot felul de lucruri, dar eu cred că și asta ar fi interesant. Păi, în primul rând ar fi programul încărcat al dumnei, vă dați seama, coordonează atâtea autorități și instituții din subordine și... Chiar e foarte serios. Știți de ce? Uitați ce am în mână, am raportul Elie Wiesel, care e document oficial, deci eu nu sunt... Și ar trebui să-mi puneți o vorbă bună la doamna Andreescu de la Secretariatul General al Guvernului, că eu vreau să fac o campanie de awareness legată de întâmplarea de la Odessa 1941, când armata română a omorât. Doamna, ce trebuie să facă, doamna? Eu spun așa, 0722 mă doare în cur, că sunt român, că au murit oameni, că X-ul e spus. Sau pe scurt, 0722 Odessa. Poate să fie o campanie pentru hotline. Octombrie 1941, armata română începe o operațiune în jurul perioade respective, o operațiune foarte ciudată în regiunea Odessa. Domnul Stoianescu, ce căuta armata română în Odessa? Noi declarând sus și tare că demersul armat, demersul militar, operațiunile militare din perioada respectivă au ca și scop eliberarea teritoriului României. De unde până unde i-au venit asemenea idei lui Ion Antonescu și s-a dovedit că o oarecare influență a avut și Mihai Antonescu în aceste decizii de extindere sau de cotropire, da? Deci erau deja, devenisem cotropitori. Ce căuta armata română în Odessa? În primul rând, o să încep răspunsul meu cu
ceva legat, un detaliu legat chiar de ce discutam mai devreme, de absența informației istorice din manualul de istorie, din cartea de istorie. Orice discuție, orice studiu, orice carte despre al doilea război mondial, implicarea României în al doilea război mondial și ce a făcut Antonescu și Odessa și absolut tot până la capăt, trebuie să pornească de la un aspect istoric foarte concret. În anul 1940, Uniunea Sovietică a făcut un act de agresiune împotriva României. Practic, din punct de vedere juridic, războiul dintre URSS și România nu a început în 1941, atunci când, după 22 iunie 1941, când a trecut Prutul, ci în 1940, starea de beligeranță. Am avut posibilitatea să studiez documentele militare sovietice asupra, deci și a punctului de vedere sovietic asupra ocupării Basarabiei, și toate documentele sovietice nu vorbesc decât într-un singur termen. Starea de război cu România. Acesta este termenul oficial și juridic al evenimentului petrecut în 1940. Este punctul de unde trebuie să pornească orice rezolvare sau ameliorare a relațiilor română-ruse, care trebuie să rezolve mai întâi problema istorică, să o lămurească. Or, în 1940, agresiunea sovietică, România vine la putere un regim militar, care ulterior și-a schimbat configurația. Spre 1942, deja guvernul era majoritar civil, dar un regim militar, fără îndoială, așa, în condiții speciale de război, și care se aliază cu Germania nazistă și pornește, așa cum știm noi, din legendă, din poveste, pornește pentru eliberarea Basarabiei. Eu v-am adus... Așa declarau. Deci există declarații, cum mai face astăzi Victor Ponta sau mai știu eu cine. Ieșeau în presă și spuneau, domne, pe noi ne interesează să eliberăm teritoriul României. Am fost între primii istorici, care, dacă nu chiar primul, care a avut acces la arhivele Ministerului Apărării Naționale și am studiat și arhivele de la Chișinău, din Republica Moldova, și arhive sovietice. Deci sunt foarte bine documente. Am studiat și am identificat peste 1000 de documente românești, politice, militare, și pe care le-am reprodus în această carte, care este o carte de bază și pe care trebuia, nu știu dacă se prezintă, da? Armata Mareșalului și Evrei, este o carte de referință, a rămas cunoscută și pe care domnul Iepan trebuia să o citească măcar și să spună că nu e de acord cu ce scrie acolo. Acolo sunt reconstituiri făcute pe bază de cercetare. Și acum vă răspund la întrebare. Fără îndoială că realitatea relației României lui Ion Antonescu cu Germania nazistă a lui Hitler era aceea de inferioritate. O realitate militară imediată a acțiunilor de eliberare a Basarabiei, și am să vă dau niște documente din corespondența Hitler-Antonescu, din scrisorile, schimbul de documente, inclusiv din documentele, din ordinele trimise de Hitler trupelor germane din România, ca să înțelegeți exact care era poziția reală, nu cea publică, glorioasă, și, cum să spun, eliberatoare pe care și-o prezenta propaganda lui Ion Antonescu. Sunt lucruri pe care le-am prezentat în detaliu în cartea mea. Deci, în 1941, Hitler convine ca pe teritoriul României să se constituie un grup de armate, o forță militară care să pătrundă în URSS împreună cu tot frontul care se întindea de la Marea Baltică până jos la Marea Neagră. Grupul acesta de armate s-a primit denumirea dată de către Hitler, grupul general Antonescu, după numele lui Antonescu. El era format din armata 11-a germană, cu centru, cu comandamentul cantonat la Iași, și nu întâmplător acolo s-a petrecut pogromul de la Iași, și mai conținea, cuprindea acest grup de armate Antonescu, armata 3-a română, și părți, să spunem, ale armatei a patra, care încă nu era formată, încă nu era constituită, era mult pe hârtie.
Acest grup de armate Antonescu este cel care a pătruns și a eliberat Basarabia, să ne înțelegem. Da. Care este rezultatul? În număr, românii erau superiori germanilor. Armatele a 3-a și a 4-a reprezentau 60-70%. Când s-a constituit și a 4-a, da. Numai că, aici e foarte important, situația militară efectivă era aceea de punere a armatei a 3-a și a 4-a române în subordinea armatei 11-a germane. Da. Deci este una dintre erorile grave și de mândrie națională de a pune armata țării în subordinea unei armate străine. Deci este primul aspect și pe care l-am dat. Și am să vă dau citire foarte pe scurt la niște ordine, de exemplu ordinul lui Hitler, da, pe care îl transmite la București, îl transmite la Iași comandamentul lui, foarte scurt, nu intru în detalii. Zice așa, până la începerea operațiilor ofensive, generalul Antonescu va deține formal conducerea supremă. Am închis citatul. Deci este ordinul lui Hitler. Pus de epoză. Mai departe, generalul Schobert, care era comandantul acestei armate 11 de la Iași, este responsabil pentru apărarea întregului spațiu român cu măsura că el poate preda șefului misiunii militare germane apărarea României ca sarcină autonomă îndată ce armata 11 în atac părăsește teritoriul român. Vă place? Nu mă miră. Nu vă miră. Nici o surpriză. În timpul întrevederii dintre Hitler și Antonescu, da, din 12 iunie 1941, există o stenogramă acestei întrevederi. Uite ce spune stenograma întrevederii Hitler-Antonescu din 12 iunie 1940. Citez. La sfârșit, s-a mai aprobat problema comandamentului suprem din România. Führerul i-a explicat lui Antonescu că el intenționează să-l lase să apară în fața poporului român drept comandant suprem în acest spațiu. Repet ca să nu fie dubii. Führerul i-a explicat lui Antonescu că el, Führerul, intenționează să-l lase să apară pe Antonescu în fața poporului român drept comandant suprem al acestui spațiu. Dar în realitate nu era. Ultimul ordin, m-am dus în Arhiva Ministerului Apărării Naționale și treaba este certificată pentru că a apărut și în tratatul scos de editura militară despre România în al doilea război mondial, este certificat acolo. Ultimul ordin emis de Antonescu, ordin militar, emis de Antonescu în acest grup de armate, este din 15 iunie. După 15 iunie, toate ordinele, inclusiv cele trimise armatelor române, sunt date de comandamentul german. Da? Înțeles. Sigur. Lucrurile clare, există o relație de subordonare. Da. Asta avem o declarație și nu vă contrazice nimeni. Da. Deci avem o declarație foarte cunoscută, istorică, român trece sprutul. Da. Ca un imbolt, dar realitatea propaganda, militară, da, istoria de propagandă. Deci realitatea militară imediat. Bun, totuși. Deci mai ce mult căuta decât atât. România în Odessa? Dați-mi voie să vă explic. Asta încerc să vă explic, că dacă nu înțelegeți aceste mecanisme, vedeți de ce a ajuns acum. Mai mult decât atât. Trebuie să vă spun că eliberarea Basarabiei a durat, și a nordului Bucovina, a durat aproximativ o lună, ceva mai mult de 3 săptămâni. Atât a durat eliberarea Basarabiei. În care armata română a avut aproximativ 5.000 de morți. După care Hitler i-a mulțumit lui Antonescu și a considerat că implicarea armatei române, pe care o considera oricum slabă, nepregătită, se termină aici. Și rămâne să apere flancul. Era o întreagă problemă strategică cu coada de flanc, să nu fie întorsă trupele și așa mai departe. Problema este următoare, că în momentul eliberării, că trupele române și germane au avansat în Basarabia și au eliberat Basarabia, a existat un protocol între Antonescu și Hitler prin care existau acte de predare, primire a teritoriului ocupat de eliberat de germani către români. Adică armata germană, asta 11,
avansat și ea, mai ales în zona de nord a Bucovinei și a Basarabiei, și elibera teritoriul Basarabiei românesc. După care făcea acte de predare a acelui teritoriu către armata română. Așa. Bun. Este eliberată Basarabia. În acel moment, Mihai Antonescu, de care discutam mai devreme, face una din marile erori și care trebuie cunoscute de către... De asta vă spun și de asta am venit și în emisiunea noastră, pentru că eu am prezentat și am analizat, argumentat toate aceste lucruri în cartea mea. Sigur, am fost atacat, nu pot să vă reproduc cum am apărut în presa naționalistă, ultranaționalistă de la noi. În sfârșit, nu am această calitate nici de evreu, nici de rus, nici de caghebist, nici de tot ce s-a scris pe acolo, dar problema este următoarea. Eu vă prezint documentul. Se duce Mihai Antonescu și conduce ședința Consiliului de Ministri din 8 iulie 1941 și în această zi este document. A fost și publicat, pentru că a fost publicat de către profesorul Ciucă, toate stenogramele Consiliului de Miniștri. Și vă citez declarația lui Mihai Antonescu din ședința Consiliului de Miniștri 8 iulie 1941. Citez. Atâta vreme cât ostilitățile continuă, atâta vreme cât statul român nu a făcut un decret de anexiune a acestor teritorii, vorba de Basarabia, cu organizarea cărora noi ne ocupăm, noi nu ne găsim într-un regim de ocupație belică. Noi ne găsim într-un regim de ocupație belică, iar nu de ocupație ca mod de dobândire a teritoriului. Prin urmare, aici se exercită o suveranitate de ocupant, iar nu de stat suveran. Așa vorbea Mihai Antonescu despre Basarabia. Vorbea juristul din el aici. Da. Deci este o aberație. Deci eliberezi Basarabia, teritoriul românesc, și declari Basarabia teritoriul ocupat. Teritoriul ocupat, da. Când eu, e teritoriul meu pe care le liberez. Deci, bun. Aberațiile lui Mihai Antonescu au avut consecințe. De ce vine istoricul și face interpretarea istorică, interpretarea profesionistă, ceea ce se face prin discurs istoric, așa se numește. De ce a trebuit să facă această aberație juridică Mihai Antonescu? Pentru că legislația românească a timpului interzicea deplasările de populație, deportările, execuțiile de persoane pentru sabotaj și așa mai departe. Și atunci, ca să poată să facă lucrurile astea, trebuia să apeleze la dreptul internațional. Din păcate, legislația războiului din acel timp era legislația în 1907, convențiile de la Haga. Nu erau actualizate și dați-mi voie, profit de ocazie, să-mi permiteți să vă dau câteva detalii imediat despre cum arăta legislația internațională a ducerii războiului și foarte pe scurt. Că oamenii nu sunt foarte interesați de aspectele juridice. În momentul în care... Și de ce s-a întâmplat acolo? Haideți să discutăm de ce, să răspundem la întrebarea ce a căutat Antonescu la Oder. În momentul în care frontul român, deci trupele române, s-au stabilizat pe Nistru, frontiera României, așa, atunci a existat o decizie personală a lui Ion Antonescu de a trece Nistru, de a trece trupele române peste Nistru. Deci de a transforma această, războiul de apărare, României, de eliberare a Basarabiei într-un act de agresiune. Într-un război de ocupație. Un act de agresiune, care s-a transformat și practic în ocupație militară. Trebuie spus că în acel moment s-au petrecut două lucruri foarte importante. Unu, a fost un grup de generali care s-au opus trecerii Nistrului și pe care Antonescu i-a dat afară. Întâmplarea face să fie și o rudă de-a mea, un unchi de-al meu, generalul Sachelari, atunci a fost scos din armată. Foarte puțin se vorbește despre asta în Da, generalul Ciupercă, deci a fost un grup de general care există. Câți generali de exemplu, 13 cu totul au fost trecuți în rezervă. 13 generali. Da, da. Care au spus, domnule... L-a schimbat și pe generalul Dumitrescu, care era comandantul armatei a 4, l-a schimbat. Uh-huh. Da, atunci... Pentru asta, pentru chestia pentru că nu vreau, nu vreau să treacă, să treacă Nistru. Și doi, foarte important și legat de acest lucru, era faptul că atunci, în preajma acestei, e vorba de noiembrie-decembrie 1941, Iuliu Maniu i-a trimis o scrisoare lui Antonescu,
în care i-a atras atenția de consecințele politice ale unei astfel de decizii. 1. Ieșirea României din calitatea de victimă a agresiunii sovietice din 40. 2. Trecerea din războiul de eliberare a teritoriului românesc legitim în faza, într-un alt statut, și acela de agresor, în momentul când treci, te duci mai departe. Și faptul că la sfârșitul războiului, spunea Iuliu Maniu, se va judeca lucrurile astea. Carta Atlanticului, care era o înțelegere între Marea Britanie și Statele Unite, să nu recunoască cuceriri de teritorii străine, făcute prin forța armelor. Am înțeles. Deci Ion Antonescu ia această decizie pe cont propriu. Ia această decizie pe cont propriu. Cum explicați că există o mărturie? 13 generali, dintre care unul era comandantul uneia din cele două armate pe care le avea. De obicei, ca să explicăm telespectatorilor, Hitler, de exemplu, a avut și el episoade de conflicte cu anumiți generali. Da. Dar era vorba de 1, 2, 3. Dar nu cu 13 deodată. Nu. Cum vă explicați că să ne înțelegem. Generalii care s-au opus lui Antonescu atunci trecerii Nistrului nu au făcut-o din considerente politice, ci tot din considerente militare, pentru că decizia lui Antonescu este pur militară. El ignoră aspectele politice, de aici s-a și spus că nu era un bun politician, ci un foarte bun militar, deși eu am rezerve și din acest punct de vedere și vom vedea ce s-a întâmplat la Odessa. Odessa este o eroare militară gravă. Așa. Deci, este o decizie militară, iar generalii s-au opus atunci lui Antonescu de trecerea Nistrului tot din considerente militare, și anume cât se poate declare. 1. Noi, România, armata română nu avea capacitatea, forța de a duce război la acea distanță. Deci nu avea mijloace, nu avea câteva o unitate, două de tancuri, deci nu avea o forță militară deosebită cu care să ducă războiul cu împotriva Uniunii Sovietice de zeci de milioane de oameni, unei armate uriașe, care s-a dovedit după aceea că s-a și întors. Deci, realitatea din teren spunea 2. Că nu merită. România, da? Nu avea un element fundamental într-o astfel de campanie militară, nu avea structura logistică să susțină, cu hrană, cu paie, cu fân pentru cai, cu că erau cai, cu care... Da. Nu avea motorizări ca să transporte tunuri și așa mai departe. Deci, criteriile, argumentele generale erau strict militare. Domnule, nu putem duce această campanie. Și atunci Antonescu le răspunde, nu. Bagă în subordine armatei germane și ne asigură nouă germanii toate aceste aspecte logistice și tehnice, asigură trupelor români. Ceea ce nu s-a întâmplat și, după cum știți, ați auzit probabil întreaga poveste a conflictelor lui Antonescu cu Hitler pentru faptul că că nu și-au respectat, că nu și-a respectat angajamentele. Că la Stalingrad... Bun, ca să dăm un pic pe repede înainte, că e ora 12 deja, armata română în aceste condiții, în teritoriul străin, și la un moment dat Antonescu îi cere comandamentului german să permite trupelor române să acționeze independent, deși comanda lor era germană. A zis, domnule, de aici încolo ne ocupăm noi. De aici încolo ne ocupăm noi. Și el a și dat o declarație în care a explicat această decizie și anume că vrea să dea armatei române un act eroic, un act de cucerire prin care să... Care să personalizeze, da? Da, și să acopere cumva, să facă uitate lașitatea din 1940, când nu ne-a luptat pentru teritoriul nostru. Și a vrut să aibă o cucerire. Deci există o declarație explicită lui Antonescu, asta a fost dorința mea, de a da armatei române posibilitatea de a trece pe sub arcul de triumf, ceea ce s-a și întâmplat, că după Odessa au venit trupele înapoi și au trecut pe sub arcul de triumf. Ce se întâmplă însă acolo la Odessa? E un port la Marea Neagră, un port mare, oraș mare. Acolo la Odessa s-a întâmplat următorul lucru. Antonescu refuză orice sprijin german de tancuri, refuză orice sprijin german de bombardamente. Nemții erau oricum ocupați cu altceva. Erau în altă direcție. Nu, există documentul pe care s-a oferit sprijinul de bombardament aerian.
cu Heinkel 111, ceea ce s-a întâmplat după câteva săptămâni la Sevastopol. Un oraș asemănător cu Odessa, port, îl înconjoară germanii și îl bombardează până rat tot. Și fac tot praf acolo și în 24 de ore era orașul cucerit. Antonescu refuză și spune asta trebuie cucerit de armata română. Dar supune Odessa semicircular, într-o formă de front de semicer, unui asediu de peste o lună. Dom'le, asediu ca în epoca medievală. Eu am rămas masă când am văzut, când am văzut documentele, hărțile militare, cu ce s-a întâmplat acolo, i-a rămas mască. Deci, un asediu de poziții ca în fața unei cetăți din perioada medievală, că stăteai ca la plebă. Cu totul altceva. Sau sovieții și românii. Dumnezeu a stat în fața ca unei cetăți. Bun. În timpul ăsta, se petreceau două lucruri grave. Și aici vom explica și cifrele, pierderile pe care a avut armata română în acest asediu. De două luni, că n-am stat să nu moară ai noștri. Au murit. Murau pe capete. Pe capete. Și o să dau cifrele imediat. Ce se întâmplă? Odessa era apărată de trupe sovietice în oraș, care luptau pe linia asta de front cu românii, dar mai ales era apărată de flotă care trăgea cu tunurile de pe nave peste oraș în trupele române. Nu știu dacă aveți pregătire sau cunoașteți, să știți că artileria de pe nave este formidabilă, are și calibru mai mare, deci una din cele mai puternice artilerii este cea de pe navele din flotă. Eu reprezint o forță, sunt și multe tunuri și așa mai departe. Bun. Și atunci se predice bilanțul acestui asediu. Are loc o catastrofă militară, nu? Până bilanțul acestui asediu, aproape două luni, este de 17.729 de morți, 63.345 de răniți, 63.000 de răniți, vă dați seama? Și 11.471 dispăruți, unii fugiți, alții luați capturați, luați prizonieri. Erau declarați. Deci 100.000 de oameni. 100.000 de oameni noi am pierdut. Lipsă, pierderi militare. În condițiile în care pentru eliberarea teritoriului românesc pierdusem 5.000 de oameni. Da. Deci aici o catastrofă militară. Aici eu am pus în discuție și erorile strategice, militarele. Dar el dădea întotdeauna acest răspuns. Am vrut să dau armate. Bun. Armata intră în oraș, își stabilește un comandament undeva într-o clădire. La un moment dat sunt avertizați de o rusoaică cum că acea clădire este minată. Există un general Glogojan. Ion Glogojanu, care ignoră complet. Ignoră complet, știu eu, respectivele avertismente, are loc o sindrofie sau o întâlnire sau o... și explodează clădirea omorând un număr foarte mare de soldați și ofițeri români. Români și germani, într-o versiune 103, în altă versiune 109 morți. E posibil ca 103 să fie bilanțul final, iar restul până la 109, deci următorul 6 să fie murit mai târziu, după în urma rănilor. Bun. 103-109, da. De ce spuneți că nu a ignorat? A ignorat sau nu a ignorat avertismentul? Nu, vă explic. Deci am studiat documentele și s-a făcut o anchetă de către justiția militară asupra acestui caz. De ce? Pentru că, în primul rând, a existat un ordin explicit al lui Antonescu care cerea să nu se încartirueze nicio forță militară, nicio trupă de orice nivel în clădiri care nu sunt deminate și declarate ca deminate, oficial ca deminate. Ce însemna să declar oficial ca deminate? Intrau geniștii, făceau verificare tot și dădeau un raport, clădirea este deminată. Deci să nu aveți impresia că e armată totuși, funcționa cu ordine, cu raport. Deci intra. Glogojanu este într-adevăr anunțat și eu am găsit această probă și este recunoscută chiar în documentele militare românești. A fost o femeie care a anunțat, nu intrat în această clădire că
NKVD-ul a minat-o. Deci a spus foarte greu, era pe strada Engels. Era clădirea KGB-ului, fost NKVD-ului. Deci era clădirea. Și a spus, este minată clădirea. Și a avertizat, așa este. Deci este cât se poate da. Păi și atunci ce spuneți că în nu acest, a ignorat? O secundă. În aceste condiții, Glogojanu ordonă ca cei că nu intraseră toți, intraseră câțiva, începuse să se instaleze, să se retragă, să iasă din clădire, introduce echipa de geniș și aceștia verifică toată clădirea timp de mai multe ore. Ok, dar nu verifică catacombele? Au fost și catacombele, dinamita și care a fost, mă rog, a fost pusă în stâlpii de rezistență din subsol. În Odessa, în e un circul destul de dezau. Odessa, astăzi poți să și vizitezi aceste catacombe. Așa, așa. Există foarte multe tunele de astea subterane. E, unul dintre ele, de sub această clădire, acolo au fost. Deci nu erau băgați în pereții. Era vorba de subsolul clădirii, unde erau stâlpii de rezistență și pe stâlpii de rezistență, pentru că clădirea, oamenii n-au murit prin explozia propriu-zisă, ci prăbușirea clădirii. Bun, deci mor ofițerii și soldații respectiv. Deci este trimisă echipa de geniști și echipa de geniști români, deci unitate de geniu, iese și raportează lui Glogojanu că a deminat. Niște profesioniști. Glogojanu nu este hotărât încă, decis, fiind existând ordinul expres al lui Antonescu asupra acestei chestii, că era sancțiune cu degradare și cheamă o unitate de geniști germani. Și geniștii germani dimineața au găsit mine, să ne înțelegem, au găsit în clădire, de exemplu, tabloul lui Stalin era minat, că se gândeau că primul lucru pe care îl faci e scos de acolo și în spate era o mină. Era capcană mai mult, nu erau capcane. Deci pe clanțe, deci existau tot felul de capcane. Și germanii au găsit și au dezamorsat tot felul de astfel de capcane și au declarat și ei, deci repet, în raport, asta nu se făcea, domnul Glogojanu, hai că am fost, domnul, nu e domne nimic. Bun, dar n-au făcut-o bine. N-au făcut-o bine. Doi, în timpul cercetării, că e foarte important, în timpul cercetării, cauză, pentru că s-a făcut anchetă judiciară acolo, după eveniment, de către serviciul pretolar român și au fost trimis și din țară, secția parchetelor militare. S-a făcut cercetare. Au prins, au capturat un comunist, să numim așa, era evreu, care avea o stație cu care transmitea sovieticilor NKVD-știlor, deci serviciul secret, celor care au operat explozia, le transmitea când, câți au intrat în clădire, e goală, e plină, cum este. Deci l-au capturat... Căutau momentul optim. Exact. Da? L-au capturat pe cel care a fost și executat, l-au capturat pe cel care a și anchetat și a recunoscut. Deci cel care le-a spus, domne, momentul ăsta e clădirea plină. Români, germani, că erau și nemți și germani. Și prin urmare, detonarea s-a produs de la distanță, în sfârșit este o întreagă poveste tehnică despre cum. Ok. Bun. Deci mor vreau să vă ceva spun, de și aici vreau să ne înțelegem doar câteva minute. Să ne înțelegem asupra acestor aspecte juridice. Acțiunea, ca și astăzi, intra în categoria actelor de terorism, care în legislația de atunci, și vă pot prezenta, se răspundea la ea, deci prin dreptul de represalii. Da. Eu nu diger povestea asta. Asta cred că asta e o chestie ușor propagandistică, așa, ca să ne scoatem noi. A noastră! Care a noastră, a românilor! Cum adică terorism atâta vreme cât noi eram pe teritoriul străin și oamenii ăia își apărau teritoriul lor? Cum adică terorism? Terorism este cu totul și cu totul altceva, când nu ți aperi. Păi terorism e când îți aperi propriul tău oraș și propria ta casă și propria ta vă citesc, stradă. Vă citesc. Ce terorism e ăla? Să vă citesc eu până atunci ceva. Da. Fost militar român, martor al evenimentelor. Cum îl cheamă?
aveam la divizie, nu știu cum îl cheamă, aveam la divizie un ofițer, nu știu cum îl cheamă, colegi de armată, nu am asemenea detalii, dar este un militar român martor al evenimentelor. Așa. Aveam la divizie un ofițer care se ocupa cu cifrarea documentelor și a descifrat ordinul, am stat lângă el. Ordinul spunea așa, treceți imediat la represalii, da, pentru fiecare ofițer 200 de evrei uciși, pentru fals, fiecare subofițer 100 de evrei și fals, pentru fiecare soldat 50 de evrei. Fals. Și a dat și o sumă, 22.500. Da, fals. Ce e fals? Păi, în primul rând vă citesc, este vorba de, am adus ordinul ăsta lui Antonescu pe care îl evocați. Este ordinul 3161, da? În trei puncte. Punctul A. Pentru fiecare ofițer român sau german mort în urma explozii, vor fi executați 200 comuniști, nu evrei, cum spuneți dumneavoastră. Pentru fiecare soldat mort, câte 100 comuniști. Execuțiile vor avea loc în cursul zilei de azi. Punctul 2. Vă rog să fiți atent. Toți comuniștii din Odessa vor fi luați ca ostateci, de asemenea câte un membru din fiecare familie evrească. Deci Antonescu face distinția între comuniști și evrei. Deci ăla este un fals care a fost prezentat așa, falsificat, în procesul lui Antonescu. Deci nu are legătură cu documentul. Ce? Măsurile luate vor fi date publicității și afișate în Odessa și în prejurimi. Ăsta e ordinul 3000, noi, document oficial. Acum, găsit înțeles, în arhivele sovietice. Ce ca să înțelegea nu armata că... română prin comuniști? Câteva monstre de afișe propagandistice ale armatelor a 3-a și a 4-a. Deci așa arătau bannerele astea care astăzi le vedem peste tot, da, panourile respective spuneau așa. Armatele română și germană luptă împotriva comunismului și jidanilor, nu contra soldatului și poporului rus. Alt afiș. Așa. Războiul a fost provocat de jidanii lumii întregi. Luptați contra provocatorilor de războaie. Altul. Armatele română și germană nu vin pentru a se răzbuna pe populație. Ele luptă pentru distrugerea comunismului și cahalului jidovenesc. Altul. Domnia jidanilor și a străinilor s-a sfârșit. Soarele dreptății românești din nou a răsărit. Cine luptă pentru comunism, luptă pentru subjugarea tuturor popoarelor de către comuniști și jidani. Comuniștii și jidanii v-au luat pământurile, casele, vitele și recoltele voastre. Armatele română și germană vin să vedea înapoi avuturile voastre. Și ultima, jidanii, comuniștii și trădătorii neamului n-au ce căuta în Basarabia și Bucovina de nord, să plece până nu-i prea târziu. Așa arăta propaganda în rândul armatei, da, și transmisă către populație, de, da, către armata română. Eu am deci, visceralitatea asta cu care sunt nominalizați comuniștii e de înțeles. Bun. Ce căutau jidanii în povestea asta? Cu tot antisemitismul latent și activ în acea perioadă care a existat și care era manifest în primul rând la vârf. Vorbim de armata română. Deci noi vorbim de o grupare militară, de armata unei țări. Ce căutau jidanii, evreii, în panourile de propagandă ale, pot să înțeleg ordinul cu comuniștii. Da. Ce au subînțeles comandanții militari prin comuniști, da? Și modul în care ei s-au apucat să omoare evrei în locul, mă rog, spunând, domnule, ăsta e comunist. Păi stai că e și evreu. Foarte bine, un evreu comunist, am respectat ordinul și am omorât comuniștii. Mie mi se pare șocant visceralitatea și tipul de propagandă nu împotriva comuniștilor, ci împotriva unei etnii, unei grupări etnice. Da? Ce căutau jidanii în povestea asta? Așa cum am spus și la început, vă înțeleg perfect poziția și eu sentimental gândesc la fel, n-am, sunt la eu, fel. N-am nicio treabă, decât că este total anormal. Deci n-am văzut anormală, n-am văzut nicio, față de criteriile de azi. Nu, dar n-am văzut la armata franceză, n-am auzit așa, la armata engleză. Nu cunoașteți. N-am auzit, nu am auzit de asemenea. Nu Bun, eu am să vă spun următorul lucru. Comandamentul militar, în afară de aceste afișe de propagandă, a emis și un act oficial,
care este proclamația către cetățenii orașului Odessa. Dumneavoastră faceți abstracții de următorul lucru. Un oraș cu 300.000 de locuitori, cum era Odessa, marea majoritate a populației ucrainiene a considerat pătrunderea armatei române ca o eliberare. Că e eliberat de comunism. Unde scrie asta? În documentele sovietice. În documentele sovietice. Deci dumneavoastră faceți naționalismul abstracție. Ucrainean, că lucra. Absolut, fără îndoială că lucra. Așa. Dar e eliberat de comunism. Da? A, deci probabil că erau unii care se uite, au avut cum arată multe grupări de astea care proclamația sovietice. Generalul cetățean. Dar nu le-am făcut noi niciun bine. Că nu e vorba de asta. Generalul Tătăranu, șeful de stat major al armatei, proclamația către cetățenii orașului Odessa și o să vedeți și care sunt obligațiile de drept internațional. Eu vă ascult din politețe, dar atenție, eu nu cred în discursurile astea. Atunci n-are rost să discutăm. Păi nu, dar citiți-l, dar vreau să vă spun un lucru înainte. În momentul în care tu te duci cu o proclamație, dar tu nu ai cum să scrii în proclamație, cum să spun eu, lucrurile care ar putea după aceea să se întoarcă împotriva ta. Deci există un reflex de a anticipa ce deci, va aduce un asemenea document. Care va rămâne în istorie. Nu, da? Este o teorie, dar ea nu se potrivește realității. Orice armată, potrivit legislației internaționale, deci discutăm de dreptul internațional privind ducerea războiului pe uscat, așa se numea. Acest drept internațional te obliga să dai proclamații. Te obliga, era un act obligatoriu. În această, cum sună? Proclamație erai obligat ca să respecti legea, dreptul internațional, erau să atingi anumite puncte. Și am să vă citesc. Armate române și germane victorioase au învins și ultima rezistență comunistă din Ucraina. Inamicul a dat foc și frumosului oraș Odessa. Într-adevăr, au incendiat în retragere sovietice. Așa cum a făcut pretutindeni de unde a fugit, fără să țină seama de nevoile poporului. Armatele germano-române au dezrobit pământul transnistean și orașul Odessa și v-au scăpat de teroarea comunistă. Nimeni nu va face niciun rău populației pașnice care își va vedea de treabă și va respecta ordonanțele afișate. Veți fi puși în drepturile sfinte și vi se vor deschide bisericile. Se va avea grijă de hrană, sănătate și va asigura viața și avutul vostru. Astea erau obligații de drept internațional. Vă sfătuiesc, spune mai departe, proclamația către cetățenii orașului Odessa. Să nu vă dați la acte de ostilitate față de armate sau funcționarii ce vor veni să administreze orașul. Divulgați pe cei care au misiunea de terorism, pionaj, sabotaj, precum și pe cei care dețin arme. Asta era, cum să spun eu, ca un șablon. Deci era o peste tot. L-am găsit același document, identic și în Olanda. Probabil că e copy-paste. Da, exact. Deci erau niște obligații ale localnicilor. Da? Bun. Vine acum ordinul trimis de către generalul Tătăcomandul șefului Marelui Stat Major, la 24 noiembrie 1941, ordonanța numărul 7 trimis trupelor române, deci către soldații români, da? Act intern al armatei. Articolul 4. Se interzice orice atac direct prin forță comis în dauna vieții sau bunurilor locuitorilor sau a prizonierilor inamici. De asemenea, atentatele la pudoare. Articolul 5. Se interzice orice sustragere, fără forță și în mod privat, de obiecte sau mijloace de hrană, transport sau altele asemenea de la locuitorii sau prizonierii inamici. Punctul 6. Articolul 6. Se interzice lovirea sau rănirea locuitorilor. Articolul 7. Și aici e foarte important. Cele prevăzute la articolul 4 aliniatul 1, adică atacul direct, violența împotriva cetățenilor, se sancționează cu moartea. Așa. Deci ăsta este un document tot copy-paste, probabil, pe unde se duceau, îl dădeau aceleași ordine. Cu ce scop? Ce credeți că putea să scrie un general către soldați? Bun. Duceți-vă și violați? Cu ce scop? Sau duceți-vă dar și omoriți populația localnică? Dar cu ce scop? Nu, era o formalitate care trebuia îndeplinită în fiecare zonă. Deci era o formalitate care trebuia îndeplinită conform dreptului internațional. Bun. Conform legislației din momentul respectiv. Deci ăsta este ordinul dat de conducerea armatei. Dumneavoastră spuneți că, de fapt, la nivelul ofițerilor, militarilor, cum a fost și cazul Dalnic, pe care începusem să-l discutăm înainte, al masacrului de la Dalnic,
omorârea aproximativ 1300-1400 de evrei selectați, deci etnic, și duși și iepan, spune ceva, bine, o aberație aia cu 11 hambare și cu așa. Tot eu nu cred că e aberație. Deci eu în povestea aia cred, vorba de patru pentru, că există, pentru că există deci oameni acel care vorbesc despre acele acel hambare. Acel mas știu da? Ce vorbesc și acum dacă unul duceți, dintre ei vorbește chiar despre familia lui. Dacă vă duceți în Basarabia, veți vedea acolo, veți găsi 1000 de oameni care vor spune că fasciștii români au invadat Basarabia. Noi aici greșim noi românii, că atunci când apar niște greșim? Lucruri care nu ne plac cum sună. Dar nu-i vreo de plac, că eu lucrurile astea le-am prezentat în detaliu. Eu sunt primul istoric pentru care am și fost atacat. Deci povestea care cu hambarele există descriere cum au mitraliat, i-au băgat în hambare, i-au mitraliat. Domnul Cornețean, l-am reprodus-o în cartea mea. I-au aruncat în aer. Nu e vorba de 10.000, de 22.000 de mii și așa mai departe. Unul dacă era, chiar și unul dacă era. De acord cu dumneavoastră. Deci cum să arunci în aer, domne, oamenii ăia, să te-i bagi în hambare și să-i arunci în aer? De acord cu dumneavoastră. Nu că terorist, domnule, este crimă de aia de ultimă speță, să fără face îndoia, ceva. Aveți perfectă dreptate. Deci pe mine nici nu mă interesează numărul, există atâtea discuții, pot să înțeleg și ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de propaganda sovietică și nu știu ce. Eu vreau să ajungem la următorul lucru. Oamenii ucrainienii, rușii, sovieticii își apărau propriul teritoriu și noi am făcut aceleași acțiuni când turcii sau alții ne-au cotropit teritoriile. Da? Tot genul ăla de terorism sună ca naiba, că așa. Da. Nu se justifică în niciun fel că atunci când tu arunci o clădire în aer, o clădire militară, deci nu era teatru, nu se duseseră la teatru oamenii ăia, da? Așa, cu copii și bunici și nu știu ce. Era comandamentul militar. Dacă nu țintești comandamentul militar, astea sunt țintite cu bombele. Da? Și nu mai e terorism. Sau cu rachete sau cu nu știu ce. Atunci n-aveau alte soluții, băgau dinamită în subsol. Da. În momentul în care tu faci asemenea lucruri, ca și popor cotropit, ai tot dreptul și nu se pune problema, sau nu este normal să se pună problema unor represalii, unde? A populației civile. Deci vorbim aici de femei, copii, bătrâni și așa mai departe. Că au fost unul sau că au fost 10.000 înghesuiți în hambare, că au fost omorâți în urma unui proces. Ce proces era ăla? Ei aduna 50 și spunea, sunteți vinovați. Și ei spunea, ce am făcut? Ce am făcut noi? Nu contează, sunteți vinovați că, uite, au murit, așa spune ordinul lui Antonescu, sunteți vinovați pentru că, uite, a fost aruncat comandamentul în aer. Aceste operațiuni, că la asta vreau să ajung, ce a urmat... asasinatele și crimele produse, comise de armata română în Ucraina, în Uniunea Sovietică atunci, pe motiv că acel comandament a fost aruncat în aer, repet, obiectiv militar de prim rang, așa, nu au niciun fel de justificare nici atunci, nici cu 100 de ani în urmă, nici în zilele noastre. Pentru că nu este normal să-l iei, să te duci pe stradă, să-ți arunce comandamentul în aer și apoi tu să iei pe străzi, să scuți oamenii din casă, copii de 12 ani, să spui, prietene, trebuie să te omor. Păi de ce, nenea? Păi stai că trebuie, avem niște represalii, că așa le-a ordonat tovarășul Antonescu. Aici se vorbește de faptul că el a ordonat 22.500. Dumneavoastră spuneți că e vorba de altă sumă. Nu contează, până la urmă, vorbim de o eroare. Dumneavoastră vorbeați mai devreme de erorile mareșalului Antonescu. Din păcate, emisiunea se apropie de final. Din ca păcate, și concluzie. Din păcate, concluzia noastră este o poveste care se poate spune astăzi oricând și incrimina din punct de vedere al drepturilor omului, dar legislația războiului în acea perioadă permitea și v-am adus toată legislația, s-o citim, permitea represaliile. Că Antonescu încalcă această legislație și stabilește o paritate absurdă de 200, asta cum am citit. Cum a calculat el 200? A făcut integrale? Deci este un ordin abuziv. Dar să ne înțelegem. De ce nu era una este dreptul de represalii
pe care îl aplicau și americanii și britanicii, au aplicat în Olanda, am cercetat eu. De pe deci, șarii puteau să fie și biciuire, domnule. Nu trebuia să fie dinamitare. Deci, eu vă spun, există o declarație la BBC al Winston Churchill în care recunoaște că bombardarea orașului Dresda, care a fost un act de represalii, civili, mii de morți, vă arăt, dacă vreți data viitoare, vă adun niște fotografii cu mormanele de morți din Dresda, asasinați, omorâți de către britanici, da? Și americani. Bun. Ca represalii. Da. Propaganda... Și ce recunoaște că, recunoaște că a fost un act de terorism. Ăsta este cuvântul. Propaganda Armatei Roșii spune așa. Când Armata Roșie a reintrat în Odessa în aprilie 1944, au găsit în viață 46 din cei 70.000 de evrei care trăiau în oraș în octombrie 1941. Deci este irelevant pentru că populația din evrească din Odessa a fost transferată, deportată în Transnistria. Deci da, probabil că nu și-au valoare. Calculat și propriile deportări. Probabil că armata română a avut și ea o anume contribuție. Una peste alta, un episod urât fără în doia. Istoria armatei fără române, dar nu un la episod dimensiuni... despre care nu se învață deci școală. Nu da? La dimensiunile propagandei sovietice care, spre surprinderea mea, a apărut și în filmul acela al domnului Iepan, a luat din raportul Wiesel sau ceva da, de genul, n-are nicio valoare științifică, care este o poveste. Un singur lucru se învață în, mai avem de spus, se învață în școală despre împușcarea lui Ion Antonescu. Există foarte multe motive să credem că dacă a fost 1, 1000, 10.000 sau 100.000, sovieticii au venit cu documente în momentul procesului lui Ion Antonescu. Pe care le-au falsificat. Le-au umflat, le-au așa, dar au existat, exista o zonă de adevăr despre care am discutat mai devreme. Fără îndoială. Și a spus, domne, unul din lucrurile pe care ți le reproșăm este că ai trecut în Uniunea Sovietică și că ai omorât, ai dat ordinul respectiv și că ai omorât populație civilă pe motive de represalii. E minciună? Deci nu e minciună. Eu vă răspund atunci în felul următor. Trebuie văzut această împușcare, această... Vă răspund în felul următor. Această dispariție a lui Ion Antonescu și în contextul acestor acuzații... Vă răspund imediat, pentru că lumea va înțelege imediat despre ce este vorba. Care e nuanța aici? Orice tribunar din lume, corect, din America, din Germania, de oriunde, l-ar fi condamnat pe Nicolae Ceaușescu, chiar dacă procesul ăla simulat care a fost la noi a fost așa cum a fost. Da, o rușine, da. Deci infracțiunile lui Ceaușescu au fost reale, grave, cu producere de morți, 162 de morți, 1000 și ceva de răniți. Deci orice tribunal ar fi găsit vinovat pe Ceaușescu. Dar ceea ce ne-a rămas nouă este procesul trucat ăla, vai de mama lui, al lui Ceaușescu. La fel este și cazul Antonescu, este ceea ce prezint eu rețin doar că noutatea Antonescu pe care a avut noi anumite... este că rușii au venit și ei cu niște porțiuni Antonescu de adevăr. Antonescu a avut niște responsabilități pentru aceste crime, aceste pierderi de vieți omenești, inclusiv pentru problema evreilor, pentru morții evrei. În alte limite decât cele care sunt vehiculate, e adevărat, pot fi demonstrate cu documente anumite limite, dar ele există și, cum spuneți dumneavoastră, să fi omorât unul sau 1000, crima este tot crimă. Deci, în asta constă nuanța. Indiscutabil au fost erori și decizii grave și s-au petrecut lucruri abominabile, incontestabil din acest punct de vedere. În contextul epocii și al legislației respective, ele trebuie recunoscute, dar trebuie recunoscute în dimensiunile ele rezultate din cercetarea istorică, nu din tot felul de povești și în niciun caz și din propaganda sovietică. Trebuie cunoscute, adică trebuie să se vorbească despre așa ceva, la modul onest, la modul cinstit, la modul la care școlarul, liceanul sau mai grav la universitate să se învețe din asemenea lucruri, să se prezinte și această istorie despre care astăzi nu se discută prea mult. Încheiem emisiunea, am stat o emisiune întreagă, mai aveam câteva subiecte din actualitatea internă, din semn de respect pentru importanța subiectului și pentru
invitatul nostru, am sărit peste aceste subiecte. Este mâine, ne reîntâlnim la 22:30, astăzi mai exact, da? La 22:30 cu Robert Turcescu ne vom axa pe subiectele sărite în ziua, da, în emisiunea pe care tocmai o încheiem și vom continua serialul nostru Istoria care nu se învață la școală. O să-l continuăm joi. Am anunțat deja subiectele pe care le vom trata pentru ziua de joi. Pregătim poveștile cu 1968, da, care vă sunt atât de dragi și dumneavoastră și le-am mie. Le-am trăit. Pentru că le-ați trăit. Da. Deci povești extraordinare din anii 68-71, inițiativele de politică externă ale lui Nicolae Ceaușescu, 10 motive pentru care nu iubim pe ruși, o chestiune pe care o tot repetăm aici în România, putem să o ni se șoptea pe vremea respectivă. De exemplu, mie bunica mea îmi povestea lucrurile astea așa la ureche de ce nenorocire au făcut rușii în România. Probabil că existau multe motive și varii motive ale multor persoane. Istorice, o să discutăm, da, istorice, da? O să discutăm și despre asta joi de la 22:30 cu Alex Mihai Stoienescu. Până atunci vă aștept mâine seară cu Robert Turcescu de la aceeași oră cu subiecte fierbinți de pe actualitatea internă și internațională. Asta apropo și de faptul că lucrurile se precipită din nou în Siria. Suntem aproape într-un conflict turco-rus. Mai multe astăzi, de la ora 22:30. Până atunci, noapte bună!